2016, în timp ce se afla pe raza comună Regiu, județul Iași, într-un autoturism proprietate personală, suspectul în vârstă de 34 de ani a aplicat concubinei sale, în vârstă de 39 de ani, mai multe lovituri cu un cuțit în zona abdominală, toracică și a gâtului. În urma loviturilor aplicate, victima a suferit lagă înjunghiată abdominală penetrantă cu eviscerație, șoc hemoragic, plăgi infiltrate multiple și plagă submandibulară dreapta. Imediat după comiterea faptei, suspectul s-a deplasat la un schit de pe raza județului Botoșani în încercarea de a se sustrage urmăririi penale. Cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, secțiilor rurale Lețcani-Popricani, Biroului Rutier, Poliției de Frontieră, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Biroului Operațiuni Speciale, dar și din cadrul IPJ Botoșani, suspectul a fost depistat la intrarea în localitatea Popricani într-un autoturism condus de o altă persoană care se deplasa dinspre Botoșani înspre municipiul Iași. Întrucât suspectul este cunoscut cu antecedente psihiatrice, a fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola în vederea expertizării și pentru a se stabili dacă a avut discernământul păstrat la momentul comiterii faptei. Okay.